care a reușit să oblige Dunărea în instanță să recalculeze cantitatea de apă de ploaie facturată pentru perioada 2014-2016. În speță, există o hotărâre a tribunalului, definitivă, după ce la judecătorie a câștigat, a rămas validată aceeași hotărâre și de tribunalul prelat. Hotărâre care constată faptul că cei de la Dunărea au suprataxat, au calculat greșit și n-au ținut cont de prognozele, de statistica celor de la Agenția Națională de Meteorologie cu privire la cantitatea de apă care a cantitatea de ploaie din județul Brăila și din municipiul Brăila. În acest sens, domnul Stafidă, așa se numește domnul care a câștigat în instanță, și-a câștigat dreptul ca cei de la Dunărea să-i recalculeze facturi. Pentru un singur an, anul 2015, a fost taxat de cei de la Dunărea cu o sumă dublă față de cantitatea de apă de ploaie pe care ar fi trebuit să o plătească în mod normal. Ar fi trebuit să plătească undeva la jumătate din 420 de lei, ceva de ani. Deci, au încasat 200 de lei pentru un singur an de la un singur client. Dați-vă seama că în municipiul Brăila sunt peste 60.000 de locuințe. Asta de discutăm de un singur client și mulțim cu 60.000 și mulțim cu toți anii de când se face acest abuz, o să dea niște sume colosale. Niște sume colosale pe care cei la Dunărea le-au încasat. Mai mult decât atât, cantitatea de apă deversată în stația de epurare este, așa cum noi am spus anterior, mult mai mică decât cantitatea de apă meteo care este facturată cetățenilor. Deci, practic, noi nu facem altceva decât să îndestulăm bugetul celor la Dunărea, pe care îl cheltuiesc mai bine sau mai rău, dar tot ceea ce se întâmplă acolo se întâmplă pe banii noștri. Cu această ocazie, avem aici situația de la Grad Constanța, de la Administrația Națională de Meteorologie, Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, pentru Brăila. Dacă ne uităm pe internet, o să vedem că sunt niște valori minime și maxime. Deci cantitatea de apă pe care Dunărea o facturează nu este luată după statistica pentru municipiul Brăila. Este luată după o statistică generală pe regiune. Statistică care la nivelul maxim, la nivelul maxim al ei, produce niște distorsionează grav rezultatul unei facturi financiare. Adică, dacă în luna ianuarie, anul 2015, de exemplu, sunt 27,1 mm de precipitații pe metru pătrat, cei de la Dunărea au luat de pe site-ul ANM, ei nici măcar nu aveau la cunoștință, domnul Stafidă, cum le-a adus la cunoștință aceste tabele, ei nici măcar nu știau despre ele. Reții și din acțiunea pe care au făcut-o, din apărarea pe care și-au formulat-o în instanță, ei se duc pe site și au luat, aici este 27,1, pe site este între 10 și 40. Ei s-au dus și au luat valoarea masă. Și asta este pentru fiecare lună. Gândiți-vă că diferența la unul la alta este de la 87 mm până la 1,8 mm. Astea sunt diferențele între luni. Dați-vă seama ce diferență de preț au încasat de la toți cetățenii.